Bună seara și bine ați revenit de la Profanai cu probleme de matematică la geometrie, la cerc. Pornim repede, repede. Cercul, da? Probleme de la cerc. Ipoteză. Ce problemă? Problema 7, de la pagina 178. A, B, C și D aparțin cercului, de centru O și rază 12 radical din 3. A, B, C, D aparțin cercului, de centru O și rază 12 radical din 3. Așa. În această ordine. În așa fel încât, măsura arcului AB e 60 de grade. Măsura arcului AB. Arcul AB e egal 60 de grade. Nu am mai făcut-o? Nu știu. Am mai făcut-o pe asta, copii? Nu. Da? O să vedem. O să-mi amintire de aia. Nu-i bifată la tine de aici. Da. Măsura arcului AC e 180. Da, făcut-o. Am făcut-o pe asta? Da. Și BD perpendiculară pe AC. Să se află distanța de la B la dreapta AD. Hai să o refer, dacă am scris un pic, așa mi-amintesc eu, dar... Măsura arcului AC 180. 180 de grade. Da. Și BD perpendiculară pe AC. BD perpendiculară pe AC. Să se afle distanța de la punctul B la dreapta AD. Distanța de la B la dreapta AD. Egal cu cine. Deci, repede un cerc. Da, cred că e făcută, da. Așa mi-amintesc, în aceeași ordine. Da, da, da. Ceva mi-am amintit și eu. Așa. Deci, arcul AB, AB e de 60 de grade. Faptul că e AB de 60 de grade, m-am gândit așa, am gândit centrul, unghiul la centru de 60 de grade, da? 1 pe 2 din... AB nu, între 3 nu, nu, nu. Unghiul la centru este egal chiar cu măsura arcului. Cu măsura arcului. Da? De 60 de grade are ăsta. Înseamnă că și arcul tot 60. Și arcul ăsta tot 60. Orice arc mai mi-a da. Și Miruna și tot și Adi. Orice arc, doar așa am spus că cercul are tot 360 și atunci de ce e la centru? Toate cercurile care au același centru. Arcul 60. Arcul 60. Da. Ăsta e motivul, da? Nu, deci 60 de grade ăsta, da? 60 de grade. AB. Apoi spune că AC, arcul AC, ABC, deci în ordinea asta, ABC. Da. Și dacă vă zice 180... AC e diametru. Așa ar veni, nu? Diametru, că e 180. AC, diametru, deci numai așa vine, da? AC, diametru, înseamnă că unghiul ăsta BOC cât va fi? BOC, BOC. 180. 180 este așa. Minus 60. 120. Deci 120 de grade. Bun. Iar BD, D este pe undeva pe aici. Corect. Dar nu oricum. BD să fie perpendicular pe AC. BD. Adică D diametru. BD, atenție, adică BD. Unii să-l poziționeze pe D. Încât BD să fie perpendicular pe AC. AC. Deci asta ar fi întrebarea, cum să-l poziționez pe D, încât BD să fie perpendicular pe AC. Și BD-ul ăla, vedeți, nu e luat chiar 60, ăla nu e chiar la locul lui, nu, domn profesor? Poate unghiul ăsta nu e chiar 60, nu? Exact. Dacă ar fi dublu ăsta. Da. Ar fi trebuit arcul ăsta corect, să-l împartă în trei. Și atunci poate vedea mai bine figura. Haideți să facem asta, da? Să-l împărțim în trei. E foarte important să-l împărțim în trei, să... Ce? Sigur că dacă cât suntem mai aproape de adevăr, AB, da? AB... C-ul e jos acolo, ce l-a spus că e diametru. Ăsta era. Unghiul ăla era prea mare. Așa, era mult prea mare, da. Da. Și acum BD, corect. Deci tot arcul ăsta de 180 l-am împărțit în 3. Corect. Și în felul ăsta am luat 60 cu adevărat și dublul său 120. Corect, 60 și 120, da? Bun. Și acum zice că BD... Păi din BD ducem o perpendiculară, nu pe AC. BD, și-o prelungim până atinge de cercul, eu așa aș face. Sigur că da. Deci, din B cobor o perpendiculară pe cine? Pe AC. Așa zice problema. Și mai merg în continuare până nu-i atinge cercul. Pe
E atât de. Păi. Și acum nu mai e nicio confuzie, că ieșea așa diametru și ieșea un 4, cum zicea. Da, datorită faptului că greșisem acolo. Da. Iată cât de important să facem o figură corectă. Corect. Și nu notăm cu dâ și acolo? Păi nu, piciorul perpendicular, îi zice ea, nu? Nu, păi autorul mi-a spus A, B, C și D, A, B, C și D sunt puncte pe cerc. În această ordine? Da, în această ordine, puncte pe cerc. Piciorul perpendicular, dacă vreți aici, îl notăm cu altceva, cu F, să zicem. Da? Să spunem, piciorul perpendicular e din... sau punctul în care BD intersectează pe AC într-un punct M. Corect. Ni se cere distanța de la B la AD. De la B la AD. AD asta este, da? Asta e distanța, da? Corect. Perpendicular AD. Și acum îl duc mai lungă, pe toată dreapta. Corect. Dacă iese în afară. Păi iese în afară, cu siguranță. Deci, afară iese. Deci asta e dreapta AD. Dreapta AD. Și perpendiculara din B pe AD. Din B pe AD va pica pe undeva pe aici. Tamam în afară. Să o dăm cu R. R, cum ai zis tu? Yes. R de la rază nu prea ar vrea. Da? S. Sau N, era ordinea în continuare. Sigur, sau N. Foarte așa face. Nu. Am vorbit de un număr și nu. Corect. Ei, cum aflăm noi distanța aceea? Bână. Bână, frate. Practic, ne se cere să aflăm pe bână. Egal cu cine? Asta. Ori distanța de la B la dreapta asta, ori bână. Deocamdată am încercat să înțeleg problema. Corect. Da, nu... Încep de acum să intru în problemă. Ușor, ușor. Ce se dă? Iau din nou. Atenție mult că insist pe chestia asta. Că e partea de început când intrăm în problemă. Acum a fost partea în care doar am făcut figura. Mi s-a dat un cerc. Deci, de raza 12 radical din nu degeaba de raza atât. Deci știu raza. Adică știu pe OB, OA, OD, OC. De la O, orice puncte pe cerc, raza. Raza. Știu raza. Raza de 12 radical din 3. Vedeți, am existat suficient de bine ca să înțelegem ce înseamnă raza, da? Apoi, știu măsura arcului AB, nu degeaba. Cu siguranță, domnul profesor. Deci nu degeaba, o să nu zic 61, 62, mi-a dat un unghi cunoscut, clasic. Eu deja aș văd ceva, dar să zic că deci, nu degeaba. În funcție trigonometrică, dacă va fi cazul, nu? Gândim așa. Apoi, următorul unghi e de 120, ne-am dat noi seama. Eu zis tot, e 180, dar noi am scăzut pe 60. Deci în timp ce am făcut figura, am tot descârcit problema, am tot încercat să o dezbatem, da? Unghiul ăsta 120, dublul 60. Nu degeaba. Acei diametru, iară. Acei diametru. Iată pe toată aceea o știu. Două raze. Da? Lucrurile deci este importante. Eu nu știu, n-am început să desfac problema, dar tot repet. Și acum distanța nu, de la perpendiculara, B. Domn profesor. Am dus perpendiculara din B pe AC. Aici un din 90 de grade. Nu degeaba. Unghiul ăsta de 60, ăsta e de 30. Încep să spun. Încep să spun. Corect. Deci ăsta e de 60, ăsta e de 90, ăsta e de 30, da? Aha, și el îndrept unghi, ca o leu, parcă încep să văd cateta opusă. Încep să înțeleg câte ceva despre problemă, da? Apropo de asta, unghi opus, nu? E sinusul acela. Da. Cateta opusă asta de la 8 la mâini, jumătate din ipoteză, care ipoteză e cunoscută, că e raza. Da. O B e toată raza, nu? 12 radical din 3 și jumătate va fi cât asta? 6 radical din 3. Corect. Pun aceste lucruri în timp ce înțeleg problema. Da? Aceste lucruri. Pun în timp ce înțeleg problema. 6 radical din 3. Tot 6 radical din 3 și îl dăm, că ele sunt egale. Din ce știu eu, perpendiculara pe o poartă, o înjumătățește pe aceasta. Atenție, o înjumătățește pe perpendiculara pe o poartă. Perpendiculara pe o poartă, o înjumătățește pe aceasta.
Și arcul jumătățește. Adică D, A, e cât A, B. Adică din 90. D, A, cât 60. A, B, 60. Perpendiculara pe... 60. Perpendiculara pe o coardă. Pe o coardă. O înjumătățește. Și coarda și arcul. Corespunzător. Și coarda și arcul. Deci perpendiculara pe o coardă. Pe o coardă, asta se cheamă coardă. A, B, coardă, nu? Perpendiculară pe o coardă. DB e aia, zice cum ați arătat. Da, DB. Da, DB. Perpendiculară pe o coardă. O înjumătățește pe așa asta, adică pe coardă. O înjumătățește pe așa asta. Și pe arcul corespunzător. Și arcul, tot D, B, e înjumătățit. Adică au la mijlocul arcului. Nu M, C, e cât de M? Care? Mă că mă că mă că așa. Că dă mă dă mă dar de unde e mă că? De ce e tu mă că? Ea zice și perpendiculara pe AC. Păi mă, nu. Nu. Nu coarda înjumătățește diametru. Ai înțeles, Miruna? Ea zice și invers, zice nu, păi nu mai, totdeauna. Deci, Miruna, când am o coardă și așa dus perpendiculară, o jumătățește pe asta și cu arcul corespunzător. Putem demonstra asta. Deci, nu, deci perpendiculară pe o coardă. Noi am dus perpendiculară pe coarda A... Perpendiculară din O pe coarda DB. Din O pe DB? Da? Noi am dus-o pe B, D, pe A, C, dar este invers privit acum. Perpendiculara din centru, pe o coardă, o jumătățește pe asta, pentru că triunghiul ăsta, așa, D, M... Perpendiculara din centru. Da, perpendiculara din centru. Din centru, din da. Centru, da. Putem spune, perpendiculara din centru cercului, da? Perpendiculara din centru cercului pe o coardă. O jumătățește și pe așa și pe coarda sa. Da, din centru cercului. Da, perpendiculară din centru cercului. Acum insistăm. Deci ce noutăți avem noi până acum? Avem că M, O, e știută de 6 radical din 3. D, B, 12 radical din 3. Știm cât e și D, M. D, M. D, B, 12 radical din 3? De ce? D, B. D, M. A, că e 12 radical? D-M, îl puteam afla pe D-M? Da, 6 radical din 3. Și D-B e 12 radical din 3. Păi, M-O e 6 radical din 3. Da, și n-am zis că M-O e egal cu D-M. D-M e egal cu 6 radical din 3, așa n-am spus. Am zis că cine încă o dată? Că D-M e 6 radical din 3. Nu D-M, D-M. M-O, mai copii. Că M, O se opune unghiul ăsta de 30 de grade. Eu n-am făcut așa pe ea. Așa e 6 radical din 3. M, O e 6 radical din 3. Da, și ai zis că se perpendiculară din centru pe o coardă, da. Se înalță, jumătățește pe aceasta și pe coarda sa. Perpendiculară din centru pe o coardă, adică o înjumătățește pe ea, adică M la mijlocul lui D, B, și arcul. Îi jumătățesc. Adică D, M e congruentă cu M, B. Atât de mult cât M, B. Și pe, voi pe M, B nu știți. Și nici pe D, M. Dar n-am putea o afla foarte pe M, B. Pe M, B. Visăm. Dacă am aflat-o pe M, B, o să o știm pe toată M, D, că o dublăm. Nu am zis așa. Dacă o aflăm pe M, B, foarte repede. O aflăm pe D, B. Da. Și știind-o pe D, B, ei, noi nu uităm că noi avem nevoie de B, N. Exact, și ne uităm la triunghiul ăla, D, N, B, cred. Măi, dacă aș ști unghiul ăsta... Ăsta, ce bine ar fi. Și fericit aș fi să știu unghiul ăsta. Dar la fel. Că triunghiul ăsta e dreptunghic. Da. Și cum o știu pe D, B, asta e ipotenuză. Și aș visez acum, da? Aș aplica o funcție trigonometrică, unghiul ăsta. Și aș ieși foarte bine. Dar cum să află unghiul ăsta? Cum să află unghiul ăla? Îmi trebuie, gata, mă focalizez pe chestia asta. Îmi trebuie unghiul de aici.
cu cine este unghiul ăsta? Prea tare este problema. Că între unghiul D, B, N, am îngrămă de problemă. Între unghiul D, B, N, trimind dreptunghic, cum pe D, B o știu, dacă aș ști unghiul de aici, aș aplica o funcție trigonometrică, sinusul care egal ca atâta opusă supra ipotenuză, și a treaba ar fi excelentă. Excelentă. Dar cum? De unde? Să aflăm pe toată B, DB, de B, nici nu. De B o aflăm, poate. Deci nu ne mai cramponăm. Acum ne e foarte important, foarte important să găsim unghiul de aici. Că am zis, între unghiul M, O, B, o știi pe O, B, care este 12 radicale 3, pe asta la altă că e jumătate 6 radicale 3, prin Pitagora ai aflat-o pe asta. Pitagora ai aflat-o pe aia și-o dublezi și gata. Și-o dublezi și ai aflat-o. Gata, o avem, e a noastră. N-am început să redactăm, ci ne facem planul de rezolvare. Legăm lucrurile, intrăm în problemă. A fost mersul acela pe care vă sper că l-ați prins, acela în care am înțeles ipoteza, am făcut figura, am văzut ce lucruri pe traseu s-au putut desprinde. Dar ești tu, domn profesor, îți zice, zi-mi una, unghiul ăla A, D, B, nu se uită spre arcul A, D, B, care zice dumneavoastră că trebuie să-l aflăm. Se uită spre arcul AB, nu? Sau deci ăsta e unghiul cu vârful pe cerc, Miruna. Exact. Un cuvânt fără pe cerc și privește spre arcul AB. AB. Toate unghiurile care se uită spre arcul AB au jumătate. Indiferent unde va fi unghiul pus, vârful, pe cerc, e jumătate din arc. Totdeauna unghiul cu vârf pe cerc este jumătatea arcului văzut. Jumătatea arcului la care se uită. Dar dacă era cu vârful în centru, domn profesor? Dacă este cu vârful în centru, cum este cazul nostru aici, A, O, B, B? Egal chiar cu arcul. Era cu arcul, dar pentru că e pe cerc, e jumătatea lui. Și noi știm că A, O, B, tocmai ce am discutat, că e de 60, domn profesor. Asta era. Acum înțelegem cât de important este ăsta, care e de 60, lucru pe care l-am mai exploatat odată. Că am zis, știm 60 aici, a rămas 30, nu știu ce, și ne-am dus noi. Da. Dar încă o dată e important că unghiul ăsta ne spune că arcul AB este de 60, iar unghiul, măsura unghiului A, D, B, de care am eu nevoie, A, D, B, unghi cu vârful pe cerc, este jumătatea arcului văzut. Deci este jumătatea arcului la care se uită. Adică e 30 de grade. Adică jumătatea arcului care era de 60, jumătatea e 30 de grade. Și asta îmi trebuia. Exact. Că suntem între unghiul ăsta, între unghiul N, D, B, unde aplicăm funcția trigonometrică sinusul, cateta opusă N, B, supra toată ipotenuza, pe care o știm, și am aflat N, B, care e jumătate, de fapt, de acum, din D, B. Adică D, B, N, B este cât B, M. M, cât M, D. Cât B, M, cât M, D. A ieșit foarte repede problema. Deci mai recapitulăm o dată asta, noi copii. Mai facem o dată raționamentul. Exact. Adică te rog pe tine să faci raționamentul. Vorbește tot ce am spus eu, fă cu cuvintele tale așa. Pleacă din ipotenuză, de acolo, din ipoteză pleacă. Deci, măsura unghiului, măsura arcului AB este de 60 de grade. Important, numai pleacă A, B, C, D în această ordine. N-aveam eu voie să le împrăștii altfel. Deci, atenție, deci A, B, C, D în această ordine le pui tu. În ordinea asta. Important. Apoi, mergi mai departe. După aia știm că raza este de 12 radical din 3 cm. Deci raza peste tot, în orice punct ar fi unit centru cu un punct de pe cerc, tot timpul sunt raze, vor fi și vor fi distanța aceea, lungimea de 12 radical de 3. Apoi. Măsura arcului, că este de 180 de grade. AB, 60, ca să discutăm. AB, 60, AC fiind de 180, putem să... Și cum în această ordine, fii atent că aici e momentul, cum în această ordine vorbește, autorul, problemă. Putem să aflăm măsura arcului BC care este de 120 de grade.
Așa, din 180, 60, 120. Bun. AC este diametru. AC este diametru, că avem acolo 180 grade, e clar că AC este diametru. Iar BD, iar BN trebuie să fie perpendicular pe AD. Tocmai distanța de la B la AD înseamnă perpendicula din B dusă pe dreapta AD. Da. Da. Bine. Știm cât e BO, aplicăm sinus. Deci, în triunghiul... În triunghiul BMO. În triunghiul BMO. Sinus de 30 de grade. Da. Adică, cauză, spui așa, cum ăsta e din 90 de grade, din... Ăsta e de 60 de grade, au rămas ăsta să fie de 30 de grade, da? De diferență și atunci sinus 30 de grade ca atât au pus. Sinus 30 de grade ca atât au pus pe ipotenuză. Da. Și o să rezulte că MO este 6 radical din 3 cm. MO de 6 radical din 3, bun. Nouă ne trebuie unghiul NDB. Foarte tare. Și ne trebuie un sinus. Nu, unghiul D privește spre arcul AB și este jumătate din acesta, adică 30. Zice, pentru că este pe cerc. Este un vârful pe cerc. Da, și jumătate arcului văzut. Corect. Da? Da. Cum arcul AB, știi este că... de 60 de grade, atunci măsura unghiului NDB este de 30 de grade, o aflăm și pe BD și atunci aplicăm sinus și gata. Și crezi că mai era nevoie să mai vedem noi așa că jumătate din... Nu mai era nevoie, am pierdut timpul. Da, MB, cum o aflam? Uite cum o aflam. Aplicam funcția cosinus, care era ca atâta alăturată, pe MD cu ipotenuza. Da. Cosinusul direct, dar să nu ne mai ducem ca asta e jumătate cu sinusul, pierdem timpul. De nou, nou ne trebuie rapid MB ca să o dublăm, ca să vedem pe DB și unghiul de aici. Astea sunt lucruri importante în problemă. Da. Și atunci e suficient să spunem că între unghiul MBO cosinus de 30 de grade e ca cateta alăturată, nu? Cateta BM supra BO. Sau sinus de 60 de grade, că știm, sinus 60 de grade, e ca cateta opusă, BM, supra ipotenuză. Deci ne trebuia BM. Dar eu cred că e important și ce a zis dumneavoastră, că perpendicular adusă din centru pe un arc, împarte arcul în două segmente. Sigur deci că da. Asta nu-i degeaba, că de-aia ni s-a dat AC-ul. Deci, 180. Autorul a mai spus-o, nu dă niciodată nimic în plus. Este extrem de zgârcit. Deci asta e mie ca să putem să dublăm... Nu știam ei că MB-ul era cât MD-ul. Din asta. Din chestia asta, din observația făcută. Exact. Deci și așa asta trebuie redactat, nu? Exact. Cum BD perpendicular pe AC, sau invers, AC perpendicular pe BD, da. Rezultă că, așa vă redacta, rezultă că BM este cât MD și arcul A, măsura lui A, B este cât măsura lui AD. Nu ne interesează, dar ca idei, ca exact. Formulare. Da, mie da? Și asta mi se pare foarte interesant. Ia redactează tu. Pe o coardă, un ars poate fi și pe un diametru. Cum? Sigur și pe un diametru. Cum? Pe o coardă, ars și diametru. Coarda este și diametru cel mai mare. Mm-hmm. Da. Da? Hai, cine îmi dictează? Miruna? Adi, eu vorbit, acum zi tu. Demonstrație. Om perpendiculară din centru pe o coardă, o jumătățește pe aceea. Păi, așa vrei să pornim? Da. Cum aflăm de asta? Așa să pornim? Da. Bun. Foarte bine. Așa face? Începem așa. Avem așa. Că D, B, D, B, D, pe, în ipoteză. Exact. Da. B, D, perpendiculară pe AC. Rezultă. Da. Rezultă că BM, nu, BM egală cu MD și de desubt mai adaugă și chiar că zic și măsura arcului AB egal cu măsura arcului AD.
aceste lucruri, adică dacă am o rază perpendiculară pe o coardă, o înjumătățește pe aceasta și pe coarda respectivă. Asta am spus noi acolo, da? Și asta e egal cu. Corect, corect. Ei, ne ducem și spunem în triunghiul BMO. BMO. Am zis că aplicăm cosinul. Dreptunghi, scriem că măsura unghiului BMO. Nu? Da. 90 de grade. E 90 de grade. Da. Și dacă BMO e de 90 de grade, și aplicăm cosinul de 30 ani. Și mai spune că și unghiul ăla e de 60 de grade. A, dacă l-am venit ipoteză. Sigur că da. Și MOB. Și măsura lui. MOB egal cu 60. Da. Acolada din cele două. Atât. Atunci sinus. Sinus aplicăm sau cosinus? Sinusul. Sinusul văd. Ca să vedea. Sinus de 60. Sinus de 60. Sinusul de 60. A. E bine a de sinus de 60? Da. De ce? Sinusul e cateta opusă supra ipotenuză. Deci M, B. Supra O, B. O, B. Și egal mai departe, cu M, B. M, B, cunoștim, asta pe toată, supra O, B, care e rata? 12 grade de 3. Dar sinus de 60 de grade cât e? Radical din 2 pe 1. Radical din 3 pe 2. Lasă, Miruna, lasă că să discutăm o leacă, Miruna. Dar cum Miruna faceți dumneavoastră? Cum mă dețin minte, da? 1 pe 2, radical din 2 pe 2, radical din 3 pe 2. Hai că din nimic mai să facem. Nu, hai să spunem câte este acum. Și cum mă întors, mă, radical din 3 pe 2, radical din 3 pe 2, da. Radical din 3 pe 2, egal cu mă, supra 12, radical din 3. Și de aici redusă pe mă, este egal cu ăsta ori ăsta, supra ăsta. 12 radical 3, radical 3, deci vine 12 radical 3, 36. Da, 36 pe 2. Egal cu 18. Deci, M, B, l-am aflat pe M, B. 18, asta înseamnă că toată este 36. Atunci rezultă de aici că D, B egal cu de 2 ori M, B. D, B de 2 ori M, B. Și este egal cu? Egal cu 36 de centimetri. Da. Bun. Am aflat-o pe DB. Da. Și acum, ND. Măsura. Măsura arcului ND. B. Ca să se uite spre AB, Adi. Dacă tu zici N, nu se mai uită, nu, domn profesor? Da, e bine din A, ca să se întâmplă. Ca să zicem că se uită spre AD. Da. Deci măsura lui ADB. ADB este egală cu măsura arcului AB. AB pe 2? AB pe 2. Pe 2? Dar e cu AB exact, când e la centru AD. Când unghiul este pe cerc, atunci e jumătate din măsura arcului văzut. Când unghiul este la centru, atunci este chiar cu măsura egal arcului. Da. Deci egal cu arcul AB pe 2 și egal cu... Egal cu 60. Supra 2 și egală cu 30 de grade. Așa. A venit cineva acolo. Da. Bună seara, poftim. Deci asta e de 30 de grade. Asta înseamnă că în triunghiul, acum zicem, în triunghiul dreptunghi, N, D, B. Da, în triunghiul N, D, B. Deci în triunghiul... Da, să vă deranjez. În triunghiul N, D, B. Da. Avem măsura unghiului D, N, B. Când am înțeles? Da. 90 de grade. Da. Da? Aplicăm o funcție trigonometrică. Știm că este de 30, că tocmai ce l-am aflat. Măsura... Ce funcții să aplicăm ca să ne vine latura opusă? Sinus. Sinusul. Și măsura unghiului. Și cu unghiul 30 grade. N, D, 30. Asta e explicația. Sinusul. Tot asta. Sinusul este aplicat. Cateta opusă unghiului 30 grade e jumătate din ipotenuză. Da, da. Și atunci... Cât e? Cât am aflat-o pe atât? Și egal cu 18. N, B, egal cu 18. Rezultă că... Ce e 18? N, B. N, B. N, B este egal cu 18. Așa. Și am aflat exact ce cerea autorul. Problema. Da? Deci, încă o dată, multă grijă. Am făcut această problemă un pic mai pendelete, cu, având ca obiectiv cum trebuie să faceți voi acasă și cum trebuie să faceți ori dictări, aveți o problemă de geometrie. Ordini în capul lor.
Da? Deci ce facem? Avem încredere în noi că o putem face. Citim problema o dată de două, de șapte ori până când o înțelegem. Facem figura corect. Fiecare moment al problemei este important. Da? Da. Deci aceste lucruri trebuie să fie foarte bine înțelese. Și după care trecem ușor și ne apucăm de treabă. Și m-ați rugat să vă fac... Ce să vă fac... Da, să vă fac... unghiurile acelea. Profesorul le-a trebuit învățate. Ha? Dar eu nu învățate. Învățate, radical de 2 pe 1. Exact, ai zis o prostie. Stai o secundă, dar nu... Dar nu trebuie învățat mecanic, vreau să spun. Vrei să fii de acord cu mine? Da, bineînțeles. Vedeți că nu le reținem nici acum. Și faptul că faci confuzii și am greșit. Păi e suficient să greșești odată. Și la revedere. Și nu crezi că este corect să vă arăt ce v-am propus? Ba da, domnule. Ca să vedem și valorile și astea. Și să vină și Andreea, că e important ce spun eu acum. Andreea, hai să vedem valorile pentru unghiurile mai importante. 50, 60, 45. Așa, notați așa. Valorile unghiurilor, nu, valorile sinusului, cosinusului, tangente și cotangente, pentru unghiurile mai importante. Valorile funcțiilor trigonometrice, sin, cos, tangente și cotangente, pentru unghiurile mai importante. E tot în legătură cu cercul. Valorile funcțiilor trigonometrice, sinus, cosinus, tangente, cotangente, pentru unghiurile mai importante. Nu, ai scris aici. Și am să iau un cerc de rază 1. Deci, spuneți-mi așa. Considerăm cerc de rază 1. Adică 1 însemnând ce? Un centimetru, un milimetru, un decametru, un metru. 1. De rază 1. Unitatea. Iată. Deci considerăm un cerc de rază 1. De ce? O să vă explic de ce. Ducem cei doi diametri perpendiculari. Da? Cei doi diametri perpendiculari. A, hai să zic așa, A prim. Și B prim. Voi faceți un cerc corect. Împărțiți. Să duc și eu mai bine. Că asta mai într-o parte și l-am dus mai greu. Da? Deci, un cerc cu cei doi diametri perpendiculari. De aici, la punctul de intersecție, să sunt raze. Da? Și am să iau un punct M pe cerc. Dar să-l iau la 30 de grade. Da? Deci îl iau la 30 de grade, înseamnă că arcul ăsta mă parte în câte? Arcul de ce? 2, 3. Ca să fie 30, 30, 30. Și iată, duc din M perpendiculară, mă urc. Și atunci zic, sinus de 30 de grade egal cu cateta opusă. Să aștept un pic. Deci am împărțit în 3. Așa. Sinus de 30 de grade egal cu cateta opusă. Adică cine este cateta opusă? M1. M1. Da? În triunghiul ăsta, O, M, M, 1. În triunghiul, O, M, 1. În triunghiul, O, M, M, 1. Deci sinul de 30 grade egal cateta. Cateta care? Cateta opusă supra ipotenuză, supra OM. Și cum OM egal cu 1, egal mai departe totdeauna cu M, M, 1. Da.
Da? Deci da. Raza cercului, am zis, cercul de centru, de centru O și rază 1. Important lucru. Așa am considerat de centru O și rază 1. Deci sinus egal cateta opus, m, m, 1, supra ipotenuza OM, care este 1. Deci m, m, 1. Deci sinusul este bucățica asta. Adică 1 pe 3. Nu, o treime e arcul, Adi. Dar asta e perpendicular, aici, aici, în triunghiul ăsta dreptunghic am văzut, Adi. Deci, atenție, e un, nu știu cât este, dar cert este un lucru. Că s-a format triunghiul ăsta, atenție, ce fel de triunghi am B, O, M? B, O, M. Este un triunghi isoscel obligatoriu, fiindcă O, M e cât O, B, cât O, A. Deci este un triunghi isoscel cât raze. Da? Și unghiul ăsta, câte grade au rămas să fie? 60. 60 de grade. Că ăsta e de 30 miruna. 30 de grade l-am luat-o că am împărțit arcul în două. Deci am vorbit în 30 de grade. Da? Și l-am împărțit în 3. Da? Deci am zis sinus de 30 de grade. Și acum, iată foarte clar, în triunghiul ăsta, isoscel, unghiul ăsta e de 60 de grade. Și-a zis echilateral. S-ar fi un echilateral, sigur că da. Și unii pică înălțimea din M. Unii pică. La mijloc. Exact la mijlocul lui B-O. Și cât era B-O de mare? 1. 1. Raza 1. Și asta cât este? 1 pe 2. 1 pe 2. Da? 1 pe 2. Dar asta nu e un dreptunghi? Ba da. Dacă asta, e 1 pe 2, e asta, tot 1 pe 2. Deci, de ce e sinusul? De 30 grade 1 pe 2. 30 grade 1 pe 2. Deci, țineți minte chestia asta, că s-o văd o dreptunghi, totdeauna bucățica asta, e parcă ar fi pe axa asta, pe partea asta, că asta e cât asta, că s-ai dreptunghi de acolo. Da? Deci, uite, așa trebuie să fie mai clar, da? Ca să fie perfect pătrat, dreptunghiul ăsta. Ei, deci sinusul e bucățica asta. Ori asta, ori asta, deci. Deci, este unul pe doi. Cosinusul, cos de 30 de grade, este egal cu cateta alăturată, adică asta. OM1. Supra ipotenuză, care e 1. Supra ipotenuză, OM. Care e 1. Care e egal cu 1. Și egal cu OM1. OM1. OM1, da. Bun. Și pe asta o puteți afla prin Pitagora. Normal. Că asta toate cât este? OM cât e de mare? 1. O, MM1 este 1 pe 2. Da. Și prin Pitagora aflu, da? Și zicem că OM1 egal cu radical din 1 minus 1 pe 4 și face egal cu radical din 4 minus 1 3 pe 4, da? Și radical din 3 pe 4 face radical din 3 pe 2. Altfel spus, sinusul este proiecția pe axa asta. Pe axa asta. Deci proiecția lui M de pe cer pe asta. Da. Asta e sinusul. Sinusul. Mm-hmm. Da? Sinusul. Unui unghi alfa a fost de 30 de grade. Iar cosinusul totdeauna reprezintă proiecția, ce înseamnă proiecția? De la de aici, după perpendiculare. Și proiecția este bucățica asta mai mică decât raza, nu? Umbra. Umbra lui OM pe axa asta. Hai să zicem axa X-ilor. Și asta să zicem axa Y-ilor. Da? Deci proiecția lui M, punctul M pe cerc, pe axa Y-ilor, înseamnă sinusul. Asta e asta, axa sinusului, o să zicem acum. Iar asta va fi axa cosinusului. Deci, observăm, când unghiul este din ce în ce mai mic, pe aici undeva, bietul sinus e și el mai mic, din ce în ce mai mic. Când, dar cosinusul, cosinusul s-a mărit, da? Când unghiul e de 0 grade, adică nu am deschizătură, sinusul dispare. Că de aici, dacă duc proiecția, chiar aici, nu am nici sus, nici jos luat. Da? Deci, iată că mai am o chestie. Sin de 0 grade, sinusul de 0 grade, egal cu 0. Iar cos de 0 grade,
cosinusul de 0 grade sunt aici la el acasă, sunt la cosinus acasă. Rămâne 1 maxim. Deci cos de 0 grade este 1. Noutăți absolute. Aici este încă o dată să mă înțelegeți. Vă zic că când am un punct aici, de pe cerc, proiecția pe axa Y-lor, umbra lui OM pe axa Y-lor reprezintă sinusul, iar umbra pe axa X-lor reprezintă cosinusul. Nu uitați-vă în cuvinte. Deci, pentru cercul de centru 1, pentru cercul de centru de rază 1, pentru cercul de centru O și rază 1, sinusul unui unghi, sinusul unui unghi, reprezintă proiecția pe axa Y-lor, am notat-o, da? Proiecția pe axa Y-lor, proiecția lui M pe axa Y-lor. Sinusul reprezintă proiecția lui M pe axa Y-lor. Iar cosinusul pe axa Y-lor. Y-lor, da? Deci, proiecția lui M pe axa Y-lor. Iar cosinusul reprezintă proiecția lui M pe axa X-lor. Cosinusul pe axa X-lor. Vă rog să... Nu? Ai înțeles? Deci încă o dată. Păi uite, măi Miruna, eu vreau încă o dată că fac acest lucru ca să înțelegeți bine chestiunea. Deci, am luat un cerc de rază 1 când vine foarte bine aici. Corect. Și o să vedeți ce importanță are acest cerc de rază 1, se numește și cerc trigonometric. Când se face trigonometria. Dar, acum am revenit la nivelul acesta, cu un cerc de rază 1, fără să vă amintesc ca să nu vă... sperii foarte tare cu chestia asta. Dar, dacă veți înțelege ce vă spun eu acum, pentru toată viața lucrurile vor fi foarte clare. Dacă nu, 0, 1, 1, radical de 3 pe 2, 1 pe 2, nu știu ce, totul este în vraiște. Când eu văd aici că 30 de grade și pică asta la mijloc, păi zic simt de 30 de grade, că am făcut eu cu figură, faci acasă o dată de 2 ori, 7 ori, până când ți rămâne în minte clară chestia asta. Sunt de 30 de grade, este 1 pe 2 că înălțimea care pică acolo, triunghi este echilateral, pică la mijloc. Toată povestea asta nu este o luptă pe care o dau cu voi fantastică. Că puneți mai mult bază pe partea de memorie decât pe partea de judecată care vreau să vă dau. Pentru că voi asta ați învățat până acum. Școala asta tâmpită care e în România, vă învăța că le înveți pe ăsta, că care e problema. De aceea, Miruna, acum, foarte greu mă lipesc de ea. De foarte multe ori am întâlnit asta. Există o rezistență surdă la ce înseamnă judecata. Deci, ei n-au avut șansa să înțeleagă lucrurile de jos în sus și nu li se pare deloc corect. Ce înseamnă asta? Eu mai bine memorez. Practical 2 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2, 1 pe 2. Și când se fă nimic. Și de ce îl dau, când se poate da un rezultat corect, îl dă greșit. Îi dă întâmplare. Memoria joacă feste și ea, de ea, cât s-o obiciui atât, acestei tot. Da. Deci am insistat și insist în continuare spunându-vă că îmi place să cred că mă apropiu oricât, cât de mult efort trebuie să fac, îl fac numai cu gândul ca să vă schimb mentalitatea asta de gândire. E foarte greu. E foarte greu că vin după ani de rând. Deci, Miruna, pentru 30 de grade, situația asta, când ai înțeles-o, că sinusul, asta e axa sinusului și asta e axa cosinusului. Iar proiecția, ce înseamnă proiecție? Perpendiculară adusă din M pe axa asta, de aici până aici, se indică mărimea sinusului, valoarea sinusului, da? Iar cealaltă proiecție, cealaltă umbră, valoarea cosinusului. Asta trebuie să înțelegeți. Este esențial. După care, pentru 30 de grade, când ți-ai fixat unghiul 30 de grade, e triunghiul, amintea repede, așa, echilateral sus, ăla pică la mijloc. Lăsimea pică la mijloc, gata. Sinusul e atât, iar cealaltă pe Pitagora, radical 3 pe 2, mai mare decât 1 pe 2. Cât din 1, scazi 1 pe 4
și vin radicalul 3 pe 2. Așa merge să rețin. Tangenta e simplu pe cos, nu? Dacă vrei să vă ajut și cu tangenta, iată că vă ajut. După tangență, punctul ăsta. Și o prelungesc pe asta până traiei. Aici a fost mult. Și asta este în punctul ăsta de aici. Și tangenta cu cine este egală într-un triunghi? Cateta opusă, adică NA. Cateta alăturată. Supra cateta alăturată, care e OA, e 1. Deci tangenta e lungimea asta. Corect. E lungimea de aici, acolo, până aici. Da? Da. Dar e mai mare decât 1 pe 2. Decât 1 pe 2, da. Și va fi din raportul sin pe cos, radical de 3 pe 2. Sau radical de 3 pe 3. Că dacă deja știi sinusul și cosinusul. Măi, dar aici este esențial. Sinusul și cosinusul. Exact. Sinusul și cosinusul. Vă rog să mă ajutați aici să înțelegi, aici, că aici este esențial. Bun. Asta a fost pentru ce unghi? Pentru? 30 de grade. 45. Facem un alt cerc. Nu mai fac tot acolo. Un alt cerc. Deci, în astfel, tot cerc de rază 1. Axa Y-lor, axa Y-lor, da. Y-lor, Y-lor, și Y-lor. Așa pășiturile de 0, pac, axa Y. Da, a Y-lor, a Y-lor, s-au întâlnit cele două în O. În O. Și acum la 45 de grade mă duc și împart total cu ăsta. Deci A, A prim, B, B prim, împart unghiul arcul ăsta în două, nu așa de? Asta e de 90 de grade. Da. 90. Împățim în două. Și fac 45. Asta e nu acum. Da? 45. Așa. Și ducem din M perpendiculară. M, M1. Ce fel de triunghi este O, M, 1, M? Dreptunghic și isoscel. Dreptunghic are 90 de grade și 45, 45. Corect. Cine este asta? Era sinusul. Da, era la 1 pe 2. Adică... Nu, dar trecut era 1 pe 2. Da, dar trecută. Dar acum asta, de aici până aici, cine reprezintă? Cosinus. Cos de 45. Ce fel de triunghi este aici? Dreptunghic și isoscel. Adică sin de 45 egal cu cos de 45, mă. Deci dacă l-aflăm pe unul, gata, și l-aflăm pe la... Deci sin de 45, iată, din figură se vede că într-un dreptunghi. Deci, de aceea sinus de 45 de grade egal cu cosinus de 45 de grade. Da? Și egal cu... Egal cu, nu știu, cu un X sau cu un amic, deși spune un amic. Și acum împim Pitagora, asta e A, ăsta e A. Și A pătrat plus A pătrat face cât asta? 1. Da? A pătrat plus A pătrat egal cu 1, da? Deci de aici rezultă că 2 A pătrat egal cu 1. Adică rezultă că A pătrat va face 1 pe 2. A1, A1, 2 egal cu plus minus radical din 2 pe 2, raționalizând. Da. Deci rezultă A1, 2, că suntem la, știm calculul algebric, sunt două variante. Da. A1, 2 egal cu plus minus radical din 2 pe 2. Adică cine este A1? Sinusul și cosinusul. Deci de aceea sin de 45 de grade egal cu cos de 45 de grade și egal cu radical din 2 pe 2. Iată, ăsta e motivul. Nu că ținem noi Miruna mi-a zis la un moment dat că e radical din 2 pe 1. Și înseamnă radical de 2 pe 1. Radical de 2 pe 1 înseamnă radical din 2. Iar când ai zis că sinusul e mai mult de 1, păi mai e jurat. Atenție, de ce spun asta? Păi ce mai mare valoare poate să aibă 1? Că sinusul și cosinusul nu poate să iasă din cercul ăsta care e de rază 1. Ăsta e motivul pentru care am zis sinusul și cosinusul totdeauna ca valori trebuie să gândiți la niște numere cuprinse între minus 1 și plus 1. O să vedeți. Minus 1 în partea asta, că există și proiecția
unul lângă care depășesc prin 90 de grade, o să vă arăt îndată. Așa că, insist și vă spun, pentru cazul de 30 de grade, l-am avut aici 30 de grade, da? Am abordat problema. Pentru 45 de grade, am abordat problema. Da? Și pentru 60 o să vedem repede. Și pentru ca să meargă treaba repede, am să fac și un tabel și o să punem valorile cele pe care le aveți voi date mecanic într-un tabel pe care tu, Miruna, mizezi tu să-l ții minte, eu nu-l țin minte niciodată. Eu zic că țin de 30 de grade, am figura asta în față. Și pic acolo la 1 că 2. O să mă prin somn. Nu mă las să mă gândesc. Deci acolo, pic la mijloc, nu pot să greșesc. Nu pot să greșesc. Și acum, un tabel care se spune așa. Aici, o alfa. 0 grade, iau scuze, 30 de grade, 45 de grade, 60 de grade, 90 de grade. Vi dau și peste 90 de grade. Și aici, sinusul, cosinusul, tangenta și cotangenta. Da? Sinusul, cosinus, tangenta și cotangenta. La 0 grade. Hai zis 0. Uitați, ați creștit apă. Sinus de 0 este 0. Da. Sinus, că sunt la cine? La cosinus acasă. Pe axa cosinus la 0. Nu mai este deschizător. Și atunci ceva. Sinusul e 0. 0. Cosinusul este 1. Că sunt la el acasă. Da. Tangenta e sin pe cos. Sin pe cos, adică 0 pe 1. Sin pe cos. 0 pe 1 face 0. Cotangenta? E cos pe sin. 1 pe 0. Nu se poate face cos. Deci la 0 grade cotangenta nu există. E invers. Da. La 30 de grade sinusul cât anse este? 1 pe 2. E triunghiul așa la mama. Cosinusul. Radical din 2 pe 2. Radical din 3 pe 2. Ca acolo a făcut. Uite. O e 1, 1 minus 1 pe 4. Așa aici. Da? Deci radical din 3 pe 2. Tangenta. Tangenta. Sin pe cos. S-au simplificat 2 cu 2, da. Când a zis pe 2, radical de 3 la numitor, la numitor și raționalizare radical de 3 pe 3. Radical de 3 fac pe și 3. Calculul. Corect, nu. Facem și calculul. Da, și eu asta fac. Deci tangenta. Cotangenta. Invers. E cos pe sin. Cotangenta cos pe sin. Adică radical de 3 pe 2 supra 1 pe 2. 2 cu 2 duci și rămâne radical de 3. Radical de 3. Da? Da. Deci cos pe sin, adică ăsta, pe ăsta. Și uite, radical din 3 pe 2. Supra 1 pe 2. Nu există. 2 pe 2. 2 pe 2. Și rămâne radical din 3. De acord, da? Da. La 45 de grade. Sunt egale. Uite, de acord. Radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2. Da. Și raportul sin pe cos face 1. Sin pe cos corect. Face 1. Corect. La 60 de grade. La 60 de grade. Radical din 3 pe 2. Facem figura pentru 60 de grade. Deci, cu ocazia asta, verificăm și înțelegem bine valorile acelea. Altfel, memorăm, până când într-o zi facem. Și am văzut diverse secvențe. Noi, cei care am trecut prin școală, am avut secvențe și voi întâlniți colegi care învață formidabil. Mi zic pe memorie și dacă un cuvânt, am mai spus și un cuvânt din toată înșiruirea aceea, uită, s-a terminat, s-a blocat și începe să plângă, spun, dar am învățat acasă, o știam pe de rost, știam tot și la biologie, pe acolo, și crimă. Dar trebuie totul înțeles într-o logică al lucrurilor. Și acum, la câte grade vreau? 60. La 60 de grade. În pat? Iar în patru. În patru. O. A. A prim. B. B prim. Și fiindcă vreau 60 de grade, îl împart în câte? În 3 și luăm 2. Deci în 3 și luăm 2. Ăsta e de 60 de grade.
Aici, mă, aici se află. Și facem căișoarea. Facem proiecția pe axa asta, lui OA. Și găsim cosinus de data asta. Da. Ce fel de triunghi este ăsta, OA? Are OIM. Dreptunghi. Nu, da. OIM-A. 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 Isoscel. Isoscel, chiar e echilateral. Echilateral, cam în urmă de 60 grade, da? Și unde pică proiecția, înălțimea tot trei? La jumătate. La jumătate. Asta este cosinusul de 60 de grade. De-aia e 1 pe 2. Cos de 60 de grade este 1 pe 2, este cosinusul, trebuie să-l pun jos, da? Da, da. 1 pe 2, este cât sinusul de 30. Corect. Legătura între funcții și cofuncții, da? Sinus de 30 este cât cosinusul de 60. Că pică la mijloc mai față. Asta e motivul, nu discutăm. Într-un triunghi echilateral, cum s-a întâmplat la 30 de grade sus, de fost sinus, a fost pentru cosinus. Iar pentru proiecția asta, care înseamnă sinusul de 60 de grade, adică asta de aici, da, prin Pitagora am aflat din triunghiul ăsta, adică am 3 pe 2. Adică din 1 scădem 1 pe 4 și adică 3 pe 2. Deci sinusul este radical de 3 pe 2. Tangenta e sin pe cos, cotangenta e cos pe sin. Deci sin pe cos, cât este la tangent de 60 de grade? Radical din 3. Radical din 3, că dacă e sin pe cos, da, 2 cu 2 se plifică la radical din 3. Cotangenta e... E invers, raționalizăm, radical din 3 pe 3. Da? Da, și acum la 90 de grade. La 90 de grade, urcă mâul liniștit, se duce până în B. Când mâul se duce până în B, sunt la cine acasă acum? Sunt la B acasă. Adică la sinus acasă. Sinusul s-a dus și a devenit maxim cu putință. 1. De ce devine 1? Uitați-vă, când este pe aici, sinusul a crescut. E vesel. Dar cosinus s-a mișorat. Când s-a dus mai, și mai aproape. Când e chiar aici, e maxim cu putință. Sinusul este 1. Am nevoie de grad sinusul 1. Cosinusul e 0. Că bucățica asta se mișorează din ce ce mai mic, mai mult, da? Cosinusul e 0. Da. Tangenta e sin pe cos. 1 pe 0. Nu se poate. Nu se poate. Da? Așa nu se poate. Aceste valori, repet, vă rog, care mult acasă, faceți cercul ăsta pentru 30, pentru 60, pentru 45 și o să mulțumiți. Și o să vedeți cât de clar totul este. Cât de limpede este. La 120 de grade. La 120 de grade m-am dus din coace cu câte grade? Cu 30. Cu 30. Și sinusul. Sinusul este cât? Ăla de 60. De 120, că sinusul ăsta este, da? Proiecția de aici pică exact cum a picat când am avut 60 de grade. Îmi pică în același loc. Da? Cosinusul însă pică în partea asta altă. E minusul pentru asta. Poți de 120 grade, minus 1 pe 2. De ce a spus profesorul când a făcut teorema fundamentală, teorema cosinus sau teorema Pitagora generalizată, că atunci când e cu plus, se ia când cu plus, când cu minus. O latură la pătrat egal suma pătratelor celorlalte două, minus plusul lor, ori cosinusul unghiul între ele. Dar minus de două ori, când unghiul e ascuțit. Și când unghiul e obtus, okay, e plus. Corect. Ăsta e bine. Cosinusul e negativ, din motivul ăsta. O vin și de la Andrei. Ceasul este cât? E 9 fix. 9 da. Fix. Ne oprim fac aici. Da, să fac scurteza repede și să spun că... Cercul am făcut. Am un cercul. Apoi, problema aici, nu? Da. Problema aceea în care am avut ce lucruri acolo la problema asta. Unghiul cu vârful pe cer. Și la centru. Unghiul cu vârful pe cer. Și la centru. Da. Și cu dreptul cu perpendiculara din centru. Perpendiculara pe o coardă, da, nu? Perpendiculara din centru. Da, perpendiculara din centru. Adică o IM acum, cum a fost, e perpendiculară pe AB coardă. Da. Ce se întâmplă? Rezultă că OIM egal cu, nu OIM, IMA egal cu IMB. Corect. IMA egal cu IMB.
Și arcul îl înjumătățește, da. Și acum, aici, cercul trigonometric. Cercul trigonometric. Funcții trigonometrice pentru unghiurile mai importante. Adică de 30 de grade, 45 de grade și 60 de grade. Sper că s-a înțeles aici, dacă nu insistați, până când vedeți pe prof online lecția care e acum făcută și veți insista. Aia, zi final. La revedere, vă mulțumim pe prof online, vă dorim o să-l facă în continuare. Nu trebuie să ne dorești să avem succes în lecția cu clasa 11. Da. Da? Și